Acesta se va judeca mâine la Înalta Curte de Casație și Justiție, anunță jurnaliștii Adevărul. Este vorba despre o cale extraordinară de atac prin care prințul încearcă să scape de condamnarea de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Prințul Paul a fugit din țară înainte ca instanța supremă să pronunțe decizia definitivă în dosarul Ferma Băneasa în decembrie 2020. Se presupune că s-ar afla în Italia, dar nu se știe cu exactitate în ce țară ar fi în momentul de față prințul Paul. Alături de mine în platou Cătălin Antofe de la Cetățeanul.net, iar în legătură telefonică directă cu noi e Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Liliana, ce înseamnă această solicitare a avocaților lui Paul de România? Practic, ce poate el să obțină prin această solicitare? Bună ziua, în cazul în care o contestație în anulare ar fi admisă, obține practic eliberarea până la rejudecarea fondului sau apelului, depinde ce ar decide instanța care stabilește că o contestație în anulare este admisă. Poate fi admisă în principiu și ulterior la judecata propriu-zisă să fie respinsă. De altfel, în acest dosar este un precedent. Ceilalți co-inculpați au apelat deja la această cale extraordinară de atac. În primă instanță, în luna martie, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au admis de principiu contestația în anulare, contestație formulată printre alții și de Remus Truică, dar și de avocatul Robert Roșu, cel care a fost condamnat în acest dosar și a iscat un întreg scandal public, întrucât ar fi fost vorba despre opinie, așa cum spun colegii de breaslă, iar ulterior, în luna aprilie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestația în anulare în cazul lor, așadar este previzibil că și în cazul prințului Paul va fi aceeași decizie, având în vedere că este din același dosar, în plus are o circunstanțe atenuante, având în vedere că imediat după pronunțarea deciziei nu a mai fost de găsit și s-a sustras executării pedepsei, cel puțin până în acest moment. Se știe ceva de vreo solicitare de extrădare? Pentru că noi în momentul acesta nu știm unde este, în primul rând. A fost dat conform procedurilor în urmărire generală și ulterior în urmărire internațională. Este căutat prin Interpol în 192 de țări, repet, conform procedurilor. Nu există nicio informație oficială că ar fi fost localizat pe teritoriul unui stat. Au existat informații doar pe surse că inițial s-ar fi aflat în Portugalia și că ulterior ar fi plecat în Italia. Mulțumim pentru aceste informații, Liliana Năstase. Cătălin Antohe, vine, iată, această solicitare care are slabe șanse să treacă. Ne explica și colega noastră de ce e posibil asta, dar are, cum spuneam, slabe șanse să treacă, dar nu știm mai departe ce solicitare va face prințul Paul. Poate aflat într-una din acele țări de care pomenea colega noastră, noi nu știm unde e, un mister total, și mai e o persoană dispărută, Nela Ignatenko, din același dosar, nu știm unde e nici ea. Ei bine, acei oameni ar putea să se afle în situația lui Puiu Popoviciu sau nu? Nu, e o diferență majoră. Puiu Popoviciu se afla la Londra în momentul în care s-a dat condamnarea. Chiar înainte ca autoritățile române să anunțe oficial toate țările care ar fi dispărut, el s-a deplasat la sediul poliției, cred, în Londra și a anunțat că se afla acolo. Uh-huh. Nu e vorba de o fugă precum în cazul acesta și apoi a demarat toate operațiunile legale de acolo pentru a nu fi extradat. În cazul prințului Paul e cu totul diferit, odată pentru că dosarul cazului, cazul Ferma Băneasa și mai ales cazul Pădurii Snagov, în care e cu Remus Truică, este de o fraudă evidentă. Am făcut o anchetă de presă cu mulți ani în urmă pe această temă și am arătat că Paul a cerut acea pădure ca moștenitor al lui Carol al II-lea. Am demonstrat că în Alta Curte de Casație și Justiție, în 1941, a stabilit că pădurea nu este a lui Carol al II-lea, ci a municipiului București. Și deși am publicat acea hotărâre, totuși instanța i-a dat pădurea ca moștenitor. Eu m-am întrebat în repetate rânduri de ce nimeni nu i-a întrebat pe acei judecători care i-au restituit pădurea, iată, de ce i-au restituit-o. Am publicat documentul.
Deci cum să, chiar ca moștenitor legal fiind, cum să primești ceva ce n-a fost al bunicului tău sau al tatălui tău? Deci tot niște judecători sunt tot niște la judecători. Mijloc în toată povestea. Am văzut că DNA-ul a făcut-o, poate a făcut-o bine, poate nu, s-a îndreptat împotriva judecătorilor care au aprobat executarea silită. Dar aștept să vedem de ce nu se îndreaptă asupra celor care, având acte că nu a fost al lui Carol al II-lea pădurea, i-au dat-o lui Paul al României ca fiind ca moștenitor al lui Carol al II-lea, iertați-mă. Bun, e clar că e ceva ce ar trebui investigat în momentul Absolut. Acesta legat de anumiți judecători. Nu toți, că nu putem să punem acum anatema pe toată preasta judecători în acel dosar. Da. Bun, vorbim de judecătorul din dosarul Puiu Popoviciu, da? Da. Vorbim de un judecător despre care o instanță independentă, cea mai mare din Marea Britanie, spune că nu a judecat corect, dacă i-a încălcat drepturile unui om. Și că nu s-a abținut de la a judeca și că statul român nu a aflat sau nu a încercat să afle că existau legături posibile de corupție între acel judecător și acuzatorul din dosar, asta însemnând Gigi Becali și anturajul lui. Exact. Deci, acel judecător, judecătorii care i-au dat prințului Paul fără să aibă dreptul acea pădure, da? Acel teren foarte valoros. De asemenea, avem judecători în închisoare pentru șpagă. Ei bine, în momentul acesta, alți judecători poate ar trebui de asemenea să fie sub lupa celor de la CSM. Ori la noi rare ori s-a întâmplat așa ceva. Noi așteptăm chiar în cazul judecătorului din dosarul Puiu Popoviciu, judecătorul Tudoran, așteptăm să fie, el are dosar la, adică s-a deschis o cercetare la SIJ, dar așteptăm poate și CSM-ul și multe alte instituții să verifice cum s-a putut de pildă ca el în latura civilă să inventeze probe. Acolo a vorbit despre o așa zisă donație a prințesei Maria Bibescu către statul român, în situația în care nici procurorii nu vorbiseră de ea, nu se dezbătuse nici în dosar, da? Și nici nu exista vreun document cu privire la o donație. Era o expropriere a statului român. Și acel argument al judecătorului că donația prințesei Bibescu a fost preluată de toată presa. Cum să nu crezi ce scrie un judecător? Iată că nu era. Bun, și în cazul acesta, dacă știm că o decizie a unui judecător în România are efectul unei legi, da? Și judecătorul nu poate fi cercetat, este inamovibil, da? E mai presus de orice, da? Judecătorul în România. Ei bine, se pare că unii dintre ei comit niște abuzuri îngrozitoare, da? Și avem niște dovezi aici, nu? Repet, nu generalizez. Sunt cazuri în care anumiți oameni, inclusiv acest domn Tudoran, nu avea ce să caute pentru că avea niște probleme psihice, da? În urma unui verdict dat de un medic. Acel om ce mai căuta la serviciul pe care îl făcea, nu? Da, în momentul în care inclusiv din acest motiv. În momentul în care s-a început cercetarea penală asupra dumnealui cu privire la anumite bunuri nedeclarate sau foloase necuvenite, s-a retras, s-a pensionat, apoi s-a internat, spune domnia sa, din sanatoriu sau în acea perioadă a trimis motivarea sentinței nemai fiind judecător printr-un stick. A adus motivarea nesemnată la Curtea de Apel. S-a scris despre aceste lucruri. A făcut cineva în România ceva pe tema asta? Sau trebuia să se apuce Puiu Popoviciu să conteste ca să aflăm și noi ce abuzuri a comis acest om? Păi aici este problema. Câte alte abuzuri mai sunt și s-a mai vorbit despre astfel de abuzuri? Iarăși nu generalizăm, este cea mai mare greșeală de logică pornind de la niște cazuri particulare să facem o generalizare, dar este foarte clar că ne trebuie un instrument foarte eficient al statului român de controlare nu doar a acestor aspecte ale magistraților, ci și a altor aspecte, cele legate de procedură. Când un judecător încalcă procedura, deschide calea unei sentințe nedrepte. Ori avem nevoie și de acest ceva, avem nevoie de un CSM mai bine, un Consiliu Superior al Magistraturii mai bine CSM, antrenat. Avem nevoie de o altă instituție pentru că SIJ nu ar fi legală, nu e așa, măcar să ne hotărâm dacă există sau nu, că oamenii aceia au niște dosare în lucru. Ca principiu SIJ, o secție precum SIJ ar trebui să existe pentru că ea are una dintre formele cele mai independente de organizare. Să ne hotărâm ce vrem de la ea, dacă vrem să o păstrăm sau nu. Da. Bun. Mergem mai departe acum cu un alt subiect scandalos, foarte comentat a fost acea imagine cu reprezentanții generației de aur a fotbalului românesc, ținuți undeva la o tribună inferioară, pentru că la tribuna principală, acolo unde erau oficialitățile, erau
președintele Senatului, șeful procurorilor, da, procurorul general al DNA, ce căuta el printre politicieni acolo? Pun și o întrebare apropo de oamenii importanți din justiție, dar ce căuta domnul Bologa acolo, șeful DNA, de la principala tribună? Sunt convins că tribună? E microbist. Dar, e microbist, dar asta da. Îi permitea un loc la tribuna a doua, alături de gloriile. Da, glorii care și-au cumpărat biletul, pentru că, iată, a făcut această precizare Gică Popescu, FRF este direct răspunzător pentru această porcărie care a fost comisă la adresa lor. O porcărie, că nu putem să o catalogăm altfel. Și scrie așa, Gică Popescu, sunt foarte multe discuții în jurul faptului că noi, cei din generația de aur, am primit bilete la meciul Austria-Macedonia de Nord la tribuna a doua. A fost alegerea Federației Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales să stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Deci acest om și-a plătit biletele, da? Da, și este un lucru lăudabil că și-a plătit biletul, dar să ținem cont de faptul că Gică Popescu este persoana direct responsabilă că a mai putut organiza. Deci la un moment dat era o mare problemă cu organizarea Euro, era gata să ne fie luată și Gică Popescu este cel care a făcut presiuni la UEFA folosindu-se de numele lui, de acest reputația om, da, lui. Deci Gică Popescu, cel care este răspunzător pentru faptul că nu ne-am făcut de râs. Și că avem campionat european la București. Da? El și-a plătit biletul, da? Deci puneți și noastră în balanță, cum îl cheamă pe domnul de la DNA, Crin Bologa, da? Domnul Crin Bologa, dacă ați auzit de el, este șeful DNA. De Gică Popescu sigur ați auzit, da? Deci Crin Bologa e mai important în România și e la tribuna oficială, printre politicieni. Da. Față de Gică Popescu, Hagi și alte nume importante. Să facem un exercițiu de imaginație. Dacă eram în campanie electorală, ce am fi văzut? Pe membrii guvernului, pe toți politicienii, alături de marile vedete, căutând să-și tragă popularitatea asupra lor. Ori atunci când nu au nevoie, acesta este iarăși un gest de aroganță maximă. Bun, asta poate fi catalogată ca o greșeală sau a fost... Nu știu, greșeala unui începător, greșeala celor de la FRF? No, nu, nu este o greșeală de începător. Sau e o meteahnă pe care o avem de pe vremea lui Ceaușescu? Să ne amintim de președintele Federației Române de Fotbal în momentul în care a câștigat alegerile în contra unor personalități extrem de cunoscute, inclusiv Mircea Lucescu, Cornel Dinu, care susțineau un alt candidat. Ei bine, după ce a câștigat alegeri, nu mai contează cum le-a câștigat, că a folosit echipei de Liga 3-a, de a doua reprezentanți să obțină numărul de voturi, în loc să afișeze o atitudine decentă, primele lui vorbe ca președinte al Federației reales au fost: i-am ciuruit. Poate fi considerat cineva responsabil pentru chestiunea asta? E un gest. Poate un organizator început? Un gest de servilism politic de parte și un gest de aroganță de cealaltă parte. Asta avem aici. E într-adevăr rușinos. Am văzut niște declarații ale unora dintre foștii fotbaliști, inclusiv Gică Popescu, foarte frumoase. Ne-am bucurat de fotbal, am stat printre suporteri, ne-am făcut poze. Ei sunt cei care contează. Da, noi am încercat astăzi să îi contactăm. Am încercat să-l contactăm pe Dorinel Munteanu, de asemenea l-am contactat pe Gică Popescu. Oamenii au spus că nu vor să mai comenteze toată această nebunie, nu mai vor, pentru că au scris destul, au spus destul, mai mult de atât nu știu ce ar fi putut să se spună, doar că această imagine, din păcate, este una simbolică în România în 2021. La fel se întâmpla și în 1981, da? Noi nu ne-am schimbat cu nimic, tovarășul prim-secretar era la tribuna oficială. Și oamenii care chiar făcuseră ceva pentru evenimentul respectiv sau care reprezentau, aveau un nume în domeniul respectiv, erau puși să-și cumpere bilete sau erau trimiși undeva. Sunt convins că peste câțiva ani vom găsi o situație asemănătoare. Meteahna nu se schimbă, se vor schimba probabil doar personajele. Vom vedea un alt primar general sau un alt ministru sau un alt procuror șef. Vom vedea aceeași situație, pentru că nu ne interesează, nu îi interesează pe politicieni decât dacă sunt în campanie electorală. Atunci se vor afișa cu Simona Halep, cu Gheorghe Hagi, așa cum au făcut-o. Ați mai văzut de atunci un politician alături de un sportiv? De la momentul campaniilor electorale? Nu. Atunci contează. Dar cel puțin în cazul lui Gică Popescu, cel care a fost determinant să avem Euro la București, cel care a fost consultant guvernamental în mai multe echipe guvernamentale, de a nu invita măcar pe el în calitate de fost oficial, este cu atât mai mult de criticat.
Bun, propun să trecem acum la următorul subiect pe care noi l-am pomenit deja ceva mai devreme. O propunere inedită a unui fost parlamentar din partea celor de la USR ca palatele romilor din Huiedin să fie un punct de atracție pentru turiști. Asta a propus fostul deputat USR Adrian Dohotaru. Ce ar fi dacă palatele țigănești din Huiedin ar deveni un brand al Clujului, întreabă el. Noi l-am citat cuvânt cu cuvânt. Ce ar fi dacă am reușit să integrăm moștenirea Roma țării făcând tururi ghidate în astfel de palate, bineînțeles cu bunăvoința gazdelor din Huiedin sau Turda, care are ambiții turistice. Și punem și noi întrebarea aceasta mai departe. Este în legătură directă cu noi prin Skype Ciprian Necula, sociolog. Îi mulțumesc foarte mult. Bună ziua! Bună ziua! Cum vi se pare această propunere, deci, a lui Adrian Dohotaru? E cel puțin ingenioasă, pentru că, sincer să fiu, nu este primul care se gândește la asta. Există o agenție de turism specializată în tururi la astfel de case pentru străini. Deci nu este pentru prima dată că se întâmplă în România. De altfel, a folosi romii, să zic așa, și pentru scopuri turistice, s-a mai întâmplat în istorie în mai multe rânduri. De exemplu, România a emis la începutul secolului 20 cărți poștale, salutări din România cu grupuri de romi pe ele. Atunci era posibil, acum ne oripilează. Și întrebarea, de fapt, nu este dacă propunerea lui Dohotaru este una, firească, normală, benefică, ci reacția noastră la propunerea lui este interesant de discutat din punctul meu de vedere, pentru că reacțiile sunt extrem de negative, ce să arătăm, ce nu știu ce. De altfel, Marian Celac, care este profesor universitar la arhitectură, a făcut un studiu care se cheamă Castello, și nu numai ei, și alți cercetători la ISPMN, și au constatat următorul lucru. Palatele astea de care vorbim este singura formă de arhitectură diferită de chiciu generalizat, tipic americanesc. Deci, dacă vreți, este un element pozitiv faptul că avem astfel de lucruri care pot fi promovate ca atare, pentru că a respecta diversitatea culturală este un element esențial al democrațiilor europene. Dacă omul așa vrea să-și facă casa și are dreptul conform legii, este absolut ok. Problema este de altă natură. Încă o dată, cum reacționăm astfel de lucruri și cum putem să vedem asta ca o parte inclusivă a ceea ce România înseamnă. Pentru că și casele astea, nu numai în Huiedin, există peste tot. În Buzescu era faimos, toată lumea mergea acolo să vadă Buzescu, nu? Tribunalul din Caracal reprodus. Chiar și în Republica Moldova, în Soroca, aveți teatru din Balșoi reprodus acolo. Deci sunt tot fel de fantezii interesante care ar merita promovate într-un fel sau altul. Acum depinde sigur dacă și oamenii de acolo care locuiesc acolo își doresc acest lucru. Probabil că nu. Da, vom vedea dacă mergem mai departe cu această propunere. Mulțumesc foarte mult, Ciprian Necula, pentru această intervenție. Cătălin Antuhe, o idee bună sau nu? Ar putea fi foarte interesantă dacă se fac o arhitectură tururi... inedită, nu? Dar nu doar așa, dacă se fac niște tururi ghidate care să le explice cum au fost construite. Mi-aduc aminte că pe vremea lui Ceaușescu, turnulețul reprezenta, numărul de turnulețe reprezenta numărul de milioane pe care le avea familia. Iată, în cauză. Cât mai multe, cu atât mai bine. Sunt lucruri de povestit și extrapolând un pic, e ca la Casa Poporului. În anii 90 dezavoam toți, uite, domnule, făcută pe banii noștri, pe banii poporului, uite ce monstruozitate. Criticau cu toți arhitectura, dar uitați-vă cât de căutată este de orice străin care vine la București. Exact. Da, vom vedea dacă poate să treacă astfel de propunere. Noi, după publicitate, vorbim despre o altă propunere care îl vizează pe avocatul poporului. Știți că de foarte multe ori a fost criticată Renate Weber. Ei bine, în sfârșit, este posibil ca undeva prin toamnă, de fapt, nu acum, este posibil să fie schimbată Renate Weber. Se pregătesc pe margine, ca să spun așa, și un reprezentant al UDMR și unul al PNL. Vom vedea care va avea câștig de cauză. După publicitate, discutăm și despre ce s-a întâmplat astăzi în Parlament pe această temă. Avocat al poporului, Parlamentul se reunește astăzi pentru a discuta rapoartele de activitate pentru avocatul poporului, dar și pentru CSAT și CNA. Este în legătură telefonică directă cu noi Gabriela Mihai din Parlament. Gabriela, ce șanse sunt să fie schimbat efectiv doamna Weber sau mai durează? Am găsit, este o chestiune de durată, pentru că astăzi, din plenul reunit al Parlamentului, se va respinge raportul de activitate al avocatului poporului. Ulterior vor mai fi ședințe și cel mai probabil, spunea ieri Kelemen Hunor, liderul UDMR, că undeva în luna septembrie ar putea fi schimbat
avocatul poporului din funcție. Însă astăzi, așa cum spuneam, în plenul reunit al Parlamentului, urmează să se dea un vot de respingere pe raportul de activitate al avocatului poporului, în contextul în care vot de respingere s-a dat deja și în comisia de specialitate. Tocmai de aceea se ajunge astăzi la acest vot în plenul Parlamentului, în plenul reunit. Deci e practic o formalitate, să înțelegem. Deocamdată, cel puțin, este o formalitate, însă este un prim pas spre a face posibilă demiterea avocatului poporului, care, de altfel, conform legii, se face după o procedură mai complicată. Așadar, nu se va lua o decizie astăzi, ci doar se va respinge raportul de activitate. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Mihai. Pe de altă parte, e o discuție foarte amplă că avocatul poporului nu e normal să fie schimbat în funcție de puterea care vine, pentru că și doamna Weber a fost pusă în perioada în care era PSD-ul la putere. Adică acum e altă putere, o schimbă pe doamna Weber, nu că ar fi fost doamna Weber un exemplu, dar avocatul poporului poate ar trebui să fie ales, spun unii? Da, ar putea fi o soluție, pentru că, într-adevăr, atât timp cât orice majoritate parlamentară poate schimba avocatul poporului, fie prin această procedură mai complicată, fie printr-una mai simplă, reprezintă un control politic. Da. Ne aducem aminte ce a pățit Gheorghe Iancu, de exemplu. Exact. Poate ar trebui ca acea comisie care votează inițial să fie o comisie neparitară. Da. Să nu voteze în funcție de procentul pe care l-au acolo. Se constituie altfel. Pentru că trebuie eliminat controlul politic. Demiterea avocatului poporului, o instituție extrem de importantă în Europa, dar mai puțin luată în seamă la noi, ar trebui să fie extrem de dificilă. Însăși denumirea aceasta, chiar dacă nu este propus un avocat al poporului, dar este acea persoană care are posibilitatea de cenzură asupra actelor guvernului. Da, mă refer la un om foarte important, avocatul poporului. Un om extrem de important, un pilon al unui sistem legislativ corect, pentru că atunci când vorbim de guvern că emite ordonanțe de urgență, acelea legiferează, deci vorbim de intervenția legislativă a guvernului. E foarte important ca aceea să poată fi cenzurată de către un avocat al poporului onest. Ori, dacă nu poți dovedi lipsa de onestitate sau dacă nu poți dovedi interesele personale, nu cele colective, obiective pe care le-ar fi avut avocatul poporului, ar trebui să nu poată fi schimbat, cât timp acționează cu bună credință. Deci aici nu ar trebui să se pună problema respingerii unui raport de activitate. A priori. Și problema profesionalismului și a bunei credințe la acest. Da, pentru că până la urmă, aici nu vorbim de Renate Weber, nu vorbim de cel care a fost înainte, care a fost un dezastru, dar vorbim de faptul că acești oameni chiar nu ar trebui să fie puși de PSD, de PNL, de nimeni. Ar trebui să fie niște persoane, în cazul cărora să nu mai existe niciun dubiu, apropo de ce vorbeam de judecător ceva mai devreme, să nu existe niciun dubiu, să fie oameni onești, corecți, ci să fie aleși de popor. Da, ce soluție. Ar trebui schimbată Constituția, să se dorească. În primul rând, dacă veni vorba de Constituție, este clar și specialiștii o susțin că ne trebuie o nouă Constituție, nu un facelift. Constituția anilor 90 nu mai este actuală. Dar ați vedea Parlamentul României să se declare adunare constituantă, la cât de valoroși sunt mulți dintre ei? Da, tocmai noi în Parlamentul României vorbim mai nou, din nou, despre ținutul secuiesc, adică sunt alte treburi mai importante. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Antohe. Revenim după publicitate, vorbim despre o decizie importantă luată de cei de la Protecția Consumatorului, care vizează inclusiv produsele vrac, foarte descumpărate de români. Veți vedea despre ce este vorba în câteva ani. Produsele alimentare neambalate trebuie să aibă etichete cu informații despre conținutul de substanțe care pot provoca alergii. Este o nouă reglementare care intră în vigoare de astăzi, anunță Hot News. Vizații sunt comercianții de produse alimentare neambalate, vrac, adică cei care vând, de exemplu, biscuiți, bomboane, mirodenii. Aceștia trebuie să afișeze la loc vizibil informații despre substanțele conținute și care pot provoca alergii sau intoleranță. În legătură telefonică directă cu noi sunt acum domnii Sorin Mierlea, președinte Infocons, și profesor dr. Ioan Gherghina, alergolog. Le mulțumesc foarte mult amândurora că sunt alături de noi.
Prima întrebare aș adresa-o domnului doctor Gherghina. Cum vi se pare dumneavoastră această propunere, având în vedere că în România ta sunt foarte mulți oameni care au tot felul de probleme de acest gen, alergii, intoleranțe? Măsura pe care a anunțat-o Oficiul pentru Protecție, Agenția pentru Protecția Consumatorului, este foarte binevenită, pentru că ea face parte din măsurile de securitate ale alimentelor care sunt oferite populației și totodată se asigură sănătatea publică din acest punct de vedere, al alergiilor, printre altele, cum ați spus dumneavoastră. Deci este foarte binevenită această măsură. Trebuie să cunoaștem conținutul fie al alimentelor care ne sunt oferite, mai ales perioada lor de durabilitate, de siguranță, de securitate și condițiile în care trebuie păstrate. Și numai în acest fel putem să ne ferim de ce a spus dumneavoastră, de manifestări alergice, care poate să fie ușoare, dar poate să fie și severe până la stări de șoc, sau intoleranțe care poate să dea de asemenea accidente severe ale sănătății, cu vărsături, cu diaree, cu deshidratări, cu stări de șoc. Iată ce se poate întâmpla dintr-un aliment care nu este bine cunoscut, care nu este bine păstrat și care poate să afecteze sănătatea publică. Mulțumesc foarte mult pentru această precizare, domnule Mierlea. V-aș ruga să ne spuneți totuși care sunt produsele care intră în această categorie, pentru că așa în piețe, mai ales în orașele mai mici, se vând tot felul de lucruri fără etichetă, nu știm nici foarte bine de unde provin, pot să vină undeva din străinătate. Deci, concret, la ce ar trebui să găsim etichetă de acum înainte? Ar trebui să găsim etichete și înainte de toate aș vrea să felicit conducerea NPC-ului că după 30 de ani în sfârșit își apleacă privirea și pe această zonă, în condițiile în care toți, mai ales în perioada aceasta de pandemie și post-pandemie, comandăm acasă tot felul de produse, mai ales produsele gata-gătite, care de cele mai multe ori n-au nicio etichetă, nici când comanzi, nici când îți vin. Iar când discutăm despre toate aceste substanțe care provoacă alergii, este o problemă majoră. Atât pentru produsele angro, cât și pentru produsele vac, dar mai ales pentru produsele comandate acasă pe la diferite restaurante. Și în ultimul rând, când mergem în diferite restaurante, nu în toate meniurile se găsesc toate informațiile cu privire la ingrediente, la alergeni, iar în ultima perioadă tot mai multe persoane devin, să spunem, se îmbolnăvesc de această zonă de alergii. Chiar dacă avem o anumită vârstă, putem să dobândim aceste alergii, ceea ce creează probleme tot mai mari. Iar aceste probleme vin exact din această zonă de o etichetare deficitară, de o zonă în care consumatorul nu beneficiază de toate informațiile clare și disponibile. Și sper că chiar aceste vitrine asistate unde se găsesc tot felul de produse pe care le putem cumpăra să fie mult mai clare și mult mai informate cu privire la toate zona aceasta de ingrediente, de produse care pot să creeze alergii. Iar produsele care pot să creeze alergii sunt atât de multe încât este extrem de important ca etichetarea produselor să fie foarte clară până la nivel de circulă. Ce înseamnă un produs? Iar cei care nu respectă această lege, că sunt cofetării care fac tot felul de torturi, prăjituri pentru companii. Ar trebui să se intervină și să se facă și aceste controle. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor. Punem punct aici acestei discuții. Rămâneți pe V1 TV, sunt știri de la Fix cu Aneta Sâncerzan. Sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!